După ce a fost nevoit să părăsească scaunul de la prefectură, Ovidiu Doroftei, care este căsătorit și are doi copii, a dispărut brusc din viața publică. În oraș s-a aflat că fostul prefect a plecat în Anglia. Plecarea bruscă a lăsat loc pentru speculații, printre care și o eventuală implicare în unele inginerii financiare. Eu am intrat într-o perioadă de interimat, iar singurele mele obiective sau obiectivele majore au fost asigurarea legalității pentru desfășurarea unui întreg proces electoral pe toamnă 2008, terminarea caselor pentru sinistrația, tuturor proiectelor începute pentru, pentru ajutarea tuturor sinistraților în urma inundațiilor din 2008 și cam acestea au fost obiectivele majore. N-ai avut timpul fizic să faci mișmarșuri, asta încerci să ne explici. Și nu numai asta, n-am avut nici timpul, nici posibilitatea, nici tendința, nici gândul, pentru că anii pe care am petrecut în companiile multinaționale m-au obișnuit că eu pot să muncesc și dacă sunt plătit, trebuie să muncesc și dacă vreau să fiu plătit, iarăși trebuie să muncesc. În urmă cu câteva luni, Ovidiu Doroftei s-a întors acasă, mărturisind că a plecat în Anglia împreună cu soția sa ca să le ofere copiilor săi un trai mai bun. În Anglia am mers după soție, pentru că ea, fiind asistent social, e un job, cu ușurință și-a găsit de lucru. Și tu? Și eu am plecat după ea, mi-am făcut un fel de persoană fizică autorizată, un self-employed, dar românește este persoană fizică autorizată, în transport de persoane numai cu programare prealabilă la telefon, transfer de persoane între două locații și chestii de genul acesta. Fostul prefect de Suceava a mărturisit că a revenit acasă pentru binele copiilor săi. M-am întors acasă din motive de familie. În primul rând, pentru a le putea oferi copiilor o educație așa cum îmi doresc și cum se poate, să zicem, cel puțin la același nivel cu cea din România, ar fi fost necesar să suport niște costuri mai mari decât mi-aș putea permite, cu veniturile pe care le aveam noi acolo. Mai multe informații despre aventurile lui Ovidiu Doroftei în Anglia puteți afla în ediția de duminică 29 aprilie a emisiunii De Bun Gust, când cel mai tânăr prefect al județului Suceava va găti mai multe rețete.